Bună săgetător și bine ai venit la previziunile pentru următoarea perioadă. Menționez faptul că este o citire fără timp, asta înseamnă că momentul în care tu ai intrat pe acest videoclip este momentul în care Universul are un mesaj foarte important să îți transmită. De asemenea, citirea este valabilă atât pentru cei din Zodia Săgetător, cât și pentru cei care aveți Luna sau Ascendentul în acest semn zodiacal sau orice altă legătură. De asemenea, ești binevenit dacă ești interesat de un Săgetător. Să vedem așadar ce mesaje are tarotul să îți transmită de această dată, ce trebuie tu să cunoști să vedem, dragii mei săgetători. Și simt să mă opresc. La baza pachetului pentru tine, avem regele de apă sau regele de cupe, o puternică legătură văd aici cu o persoană matură din punct de vedere emoțional. Mai văd o iubire veche, o iubire profundă cartea vorbește și despre o legătură cu o persoană dintr-o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Văd aici și un 5 de băte, ceea ce înseamnă că tu te afli într-o perioadă în care, din punct de vedere emoțional, ești destul de agitat. Pentru unii este vorba despre o problemă de sănătate a unei persoane foarte dragi, pe de altă parte simt aici gelozie, simt aici foarte multă concurență, este acea senzație că ești amenințat. Uite, nouă de spade, este clar și cu cinci de monede, exact ce intuiam, exact ce intuiam. Cineva se simte abandonat, lăsat deoparte. Prima carte este 6 de aer, care Vorbește în primul rând despre o călătorie pe care tu o faci împreună cu o persoană dragăție. Vorbește despre o relație la distanță sau o relație în care drumurile sunt importante, călătoriile scurte sunt importante pentru această relație. Dar văd și faptul că relația ta sau relațiile tale, la modul general vorbind, se îndreaptă către o perioadă în care răul este lăsat în spate. În mintea ta avem marea preoteasă care îți spune să ai răbdare și să-ți asculți intuiția. Văd că studiezi ceva la nivel înalt, faci niște studii superioare sau ești o persoană care se informează mereu, este o persoană care nu vorbește foarte mult, ci este misterioasă, analizează lucrurile. Din punct de vedere profesional, mai văd faptul că tu cunoști niște secrete sau locul tău de muncă presupune să nu discuți foarte mult în exterior ceea ce se întâmplă acolo. Ai o intuiție foarte bună aici. Calculezi foarte bine un lucru înainte să-l spui sau înainte să acționezi. În inima ta avem arcana majoră numărul 5, în marele preot, care vorbește despre schimbări, dar în plan personal văd o legătură cu o persoană pe care tu o ai ori pentru un contract, deci ori este vorba despre o căsătorie pe care tu ți-o dorești sau pe care o ai deja, ții foarte mult la valorile acestea care țin de casă, de familie. Ești într-o perioadă în care studiezi ceva foarte important legat de casa ta, legat de familia ta, legat de iubire. Studiezi foarte mult viața ta personală. Ai niște Personaje aici în jurul tău care te ajută foarte, foarte mult. Ai niște prieteni pe care tu îi respecti foarte mult. În cercul tău de prieteni, în viața ta, ești foarte, foarte respectat. O seriozitate foarte mare văd din partea ta în legătură cu viața privată. Apoi, următoarea carte este Regele de Foc sau Regele de Băte care îți spune aici despre. Faptul că tu ai foarte multă creativitate, ești foarte entuziasmat de ceea ce cunoști, ești foarte sigur pe tine. Regele de foc este o energie masculină. Te ocupi cu ceva, cu un loc de muncă unde sunt predominant bărbați sau ești o persoană foarte sigură pe tine. O influență foarte mare o văd din partea unui frate sau din partea unei persoane care îți seamănă foarte, foarte mult. Îți dorești să fii un lider, îți dorești să oferi sfaturi celorlalți și te pricepi foarte bine la asta. Mai văd aici și faptul că îți dorești să experimentezi multe lucruri, îți dorești să simți intens ceea ce tu trăiești. Te simți atras față de cineva anume. Îți place să te bucuri din via de viață, din plin. Următoarea carte este chiar Arcana Majoră, care te reprezintă pe tine, mai exact cumpătarea. Aici este clar faptul că cineva are de așteptat pentru momentul potrivit. Cineva evită să ia o decizie, dar mai văd aici și faptul că cineva se află într-un compromis cu tine sau în jurul tău este un compromis cu cineva anume. Următorul mesaj pentru tine, 3 de monede sau 3 de pământ. Ai foarte puține persoane care sunt apropiate de tine. Sunt persoane care învață foarte multe lucruri de la tine, așa cum ți-am spus, persoane care te respectă. O bucurie văd aici legată de un copil și de niște studii. Este cineva care studiază, care dă examene și care uh, cumva se orientează după sfaturile tale, după ghidarea ta. Dacă ești într-o relație cu o persoană, acest om mereu îți cere sfatul atunci când dorește să facă ceva, dar văd că în viitorul apropiat ar fi bine să fii foarte atent la o nouă poveste de dragoste care poate să apară și atenție pentru că aici te poți băga într-un triunghi amoros, fără să știi, fără să cunoști. Dacă ești deja într-o astfel de situație, aici se vede clar faptul că tu ai cunoașterea necesară, ai intuiția necesară, ai puterea necesară să ieși din această situație. O activitate văd aici în plan personal, în casă, în familie care se desfășoară. Ultima carte pentru tine este 6 de foc sau 6 de bâte. O victorie, o recunoaștere pe care tu o primești din punct de vedere profesional. Foarte mult respect pe care ceilalți ți-l oferă pentru ceea ce faci tu, pentru cunoașterea ta. Însă văd aici și niște vești bune care vin către tine. Foarte frumos! Văd că unii aveți o puternică legătură fie cu zona medicală, fie cu zona trecutului, cu tot ceea ce ține de intuiție, de sensibilitate. Să vedem mai departe, dragi săgetători, ce mesaje au cărțile. Hai să începem cu șase de spade. vorbeam despre o călătorie, despre un drum, despre faptul că în cadrul unei relații ce a fost mai rău a trecut și acum cineva se îndreaptă spre o nouă etapă, dar să vedem exact despre ce este vorba. 6 de spade. 6 de spade. O surpriză pe care tu o ai aici în legătură cu o persoană care vine către tine, cineva care face un drum către tine. O surpriză legată de un drum pe care îl faci spre un eveniment, o nuntă, o petrecere, o o după-amiază pe care vrei să o petreci cu niște amici. Dar văd aici o surpriză foarte mare: legată de un bărbat și de o închidere bruscă. Dacă ești bărbat, atenție puțin pe drumuri. Primești o veste de la drum care presupune o închidere a unei perioade mai puțin plăcute. Și mai avem un mesaj, și anume că acest drum, această schimbare, ori are legătură cu un copil, cu un nou proiect sau cu un nou început. Este o surpriză neașteptată, o surpriză extrem de frumoasă. Așa cum am intuit, unii săgetători chiar cunoașteți pe cineva sau unii chiar ați cunoscut recent. Niște probleme legale văd aici. Da? O lipsă de organizare undeva anume. Hai să vedem marea preoteasă în mintea ta. Se pare că ești misterios în această perioadă. Ai o intuiție foarte bună, îți calculezi foarte bine cuvintele și dai dovadă de răbdare într-o anumită situație. Tu hotărăști aici să stai puțin în umbra celorlalți, să nu acționezi chiar așa cum. Nu și-ar fi dorit ei. Simți nevoia de o pauză aici. Ai un sfătuitor foarte bun. Este o femeie mai în vârstă sau o femeie care este independentă? Mai văd aici că ai o anumită experiență, dintr-un anumit punct de vedere, și de aici vine toată povestea. Rezolvi ceva legat de o moștenire, ceva legat de o sumă de bani. În acest moment, văd că tu nu spui chiar tot ceea ce știi, pentru că tu ai o cunoaștere foarte mare în spate, ai o putere mare, ai o experiență din ce văd aici. Într-o anumită situație, dacă ești o persoană care stă bine din punct de vedere financiar, nu ești genul care să arate celorlalți. Marele preot în inima ta, o legătură cu zodia Taur, văd aici, dar este clar faptul că familia și tradițiile sunt extraordinar de importante pentru tine. Credința te poate ajuta foarte mult să-ți rezolve anumite probleme. Tu în casă ții foarte mult cont aici de sărbători, de religie, de anumite ritualuri, foarte mulți i cont. Dar văd clar că tu îți dorești ceva stabil, îți dorești familie, unitate, adevăr și speri foarte mult la așa ceva. Susții foarte mult aici, văd o persoană. Dacă ești într-o relație, văd că îți dorești foarte mult ca această relație să meargă într-o căsătorie. Dacă ești căsătorit sau căsătorită, treci printr-o perioadă mai rece sau alți săgetători pur și simplu sunteți într-o perioadă în care sunteți mai emoțional decât de obicei și vedeți lucrurile mult mai profund. Următoarea carte, Regele de foc sau Regele de băte. Îmi spune mie că ai o carismă aparte, tu strălucești într-un mod special, este energia ta din această citire. Unii aveți legătură cu o altă zodie de foc, un leu, un berbec sau un alt săgetător. Nu este valabil pentru toți. Știi foarte bine să negociezi, știi foarte bine să ți impui punctul de vedere. Uh, ești într-o perioadă așa în care ai nevoie de puțină liniște pentru a te concentra mai mult la ceea ce tu ai de făcut, pentru a te concentra mai mult uh, la ceea ce faci tu. Văd aici că, totuși, ceva nu-ți convine legat de bani, sau ți se pare că o situație este nedreaptă dintr-un anumit punct de vedere. Și mai văd aici că este ceva legat de o mașină, de un drum, ceva care are legătură cu o schimbare, așa cum spuneam. Să vedem în continuare. Avem arcana majoră care te reprezintă și anume cumpătarea. Cineva este într-o stare de așteptare. Ai o persoană care tot stă și calculează lucrurile foarte bine, dar vezi că modul tău de a acționa îi ghidează, îi orientează pe ceilalți din jurul tău. Mai văd un compromis în care cineva s-a băgat. Vezi că decizia asta stă la tine. Decizia asta stă la tine. Felul în care tu gândești, felul în care tu acționezi. O transformare văd aici, o închidere. Stai și te gândești foarte mult ce anume să alegi, cum anume să acționezi mai departe. Pentru că văd repet pe cineva care evită să ia o decizie în jurul tău. Cineva care se mulțumește într-un compromis în care se află. Poate tu te afli într-o astfel de situație, la locul de muncă, în viața privată. În continuare, avem trei de pământ care vorbește despre un grup mai mic de oameni, despre multă comunicare, dar este în cerc închis. Adică, ai puțini prieteni pe care tu îi consideri adevărați. În familia ta, în casa ta se face curățenie, sunt activități aici care care se petrec, dar văd și pe cineva care studiază și care are o bucurie, o victorie. Uite, o bucurie neașteptată pe care tu o ai din partea unor prieteni sau o bucurie legată de o persoană foarte dragăție. O nouă persoană care poate să apară, dar dacă este așa, persoana asta apare prin intermediul unor rude, prin intermediul unor prieteni foarte apropiați. Wow, o bucurie frumoasă legată de dragoste. Cineva să știi că îți pregătește aici o surpriză, și asta este foarte bine. Cineva încearcă să te determine să te simți bine, să te simți împlinit, să te simți mulțumit. Ultima carte pentru tine, șase de foc sau șase de băte, o victorie, o bucurie din punct de vedere profesional, primești un răspuns pozitiv, primești recunoașterea celorlalți, primești aprecierea lor și aici a sărit o carte singură. Este o situație în care e ca și cum reputația ta se schimbă. Uh dacă știi că lucrurile sunt bune aici, vezi că va exploda cumva acest succes, va fi foarte mare, însă mai văd și faptul că ar fi bine să fii foarte atent pentru că există riscul ca acest succes, această bucurie da, să se închidă. Ai sau șochezi pe cineva, nu știu, Uite, unii aflați de o rupere de contract, o rupere a unei înțelegeri, a unui parteneriat, dar este foarte, foarte brusc. Atenție, foarte brusc. Hai să vedem, dragi săgetători, în continuare și un mesaj din partea Arhanghelului Gabriel, ce trebuie tu să cunoști și avem deja a ajuta copiii sau a ajuta persoanele mai tinere. Ți se spune așa, o parte din scopul vieții tale este să îi înveți, să îi ghidezi și să îi ajuți pe oamenii tineri. Pe oamenii tineri. Să vedem și un mesaj din partea Arhangelului, de fapt din partea Îngerilor pentru tine. Mesajul este să bucuri de tot ceea ce ți se întâmplă, să te bucuri de toate lucrurile mărunte care apar în jurul tău și să nu mai eviți strălucirea mai văd aici uh, O despărțire, dar poate să fie și o demisie. O rupere a unui contract un final, dar dacă e vorba de dragoste, aici mi apare uh, o despărțire sau mi apare o. O plecare a unei persoane. S-a mai întors o carte. Uite, lucrul ăsta se întâmplă foarte curând. Foarte curând vei decide ceea ce tu vrei, și uite, îmi apare o nouă persoană, o nouă dragoste în viața ta. Sau un nou mod de a iubi viața. În continuare, dragi săgetători, voi extrage un mesaj din partea unui oracol special. Și ți se spune că acest mesaj este un semn cum că timpul pentru ceea ce tu îți dorești este aproape și acest oracol îți transmite iubire și pace pentru mintea ta. Este foarte important să-ți menții o claritate din punct de vedere energetic. Și ți se spune că undeva spre finalul anului, da, ori s-a întâmplat asta, sau a început situația, sau chiar spre finalul anului, atunci îți vei finaliza misiunea. Dragii mei săgetători, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă tu dorești să mai vizionezi și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare.